Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Bun găsit, îi spun și doamnei Monica Macovei, candidat independent la președinția României. Bine ați venit în Piatra Neamț și în județul Neamț. Bine v-am găsit și eu, dragi cetățeni ai Pietrei Neamț, și mă bucur că sunt astăzi aici. Este o campanie, să spunem, atipică, cea pe care o derulați dumneavoastră. Eu am văzut că aveți o campanie puternică în mediul online. Înainte de a ne vorbi despre campania electorală în care vă aflați, aș vrea să-mi răspundeți la o întrebare. Știu că în luna septembrie 2013 nu erați decisă dacă să candidați sau nu. Spuneați că nu este un obiectiv, că nu v-ați propus acest obiectiv și aș vrea să ne spuneți ce anume v-a făcut să luați această decizie. Am luat decizia cu foarte puțin timp înainte de a o anunța, adică am anunțat-o la începutul lui august și am luat-o din revoltă când am văzut candidații, pentru că mi-am dat seama că niciunul dintre ei nu duce România înainte, ci unul o duce cu 20 de ani în urmă, altul cu 15 ani în urmă și nici nu mai contează până la urmă cu câți ani. Dar nici unul nu o ducea înainte. Nici unul nu menținea independența justiției. Pentru că una din prerogativele președintelui este și asta, prin numirea procurorilor șef de NA, general și așa mai departe. Nici unul nu știa politică externă. Nici unul nu iubea România, ca să spun așa, pe serios. Ponta ne ducea spre și spre ruși, asta este clar. Pentru toată lumea, dar nu numai el. Și pentru că, iarăși, de 25 de ani de zile, aceleași partide ne propun ei candidații, de 25 de ani aceste partide ne-au mințit, ne-au furat, ne-au înșelat, au fost la putere în toate combinațiile posibile, ca atare nu mai avem ce să așteptăm bun de la ei. De asta am decis să candidez pentru români și pentru că iubesc România. Mie mi se pare motivul esențial și nu sunt cuvinte goale. Eu nu folosesc cuvinte fără să le simt. Ați spus-o, o repetați și sunt convinsă că așa este. Vă doriți să fiți un președinte pentru cetățeni. Angajat, spuneți dumneavoastră. Apropo de cetățeni, de cei cu care ați interacționat astăzi în Piatra Neamț, ce v-au spus oamenii? Ce doleanțe au? Știu că dumneavoastră aveți și o urnă mobilă cu care mergeți în țară, unde adunați aceste doleanțe, dar în dialogul direct, ce vă cer oamenii? Ca să nu se leagă lumea prin urnă mobilă, că adun voturi, este caravana Spune-i președintelui de necazul tău. Deci adunăm scrisori, nemulțumiri, petiții, care apoi vin la sediu și de care o să mă ocup. Mai departe. Ce anume v-au spus în întâlnirea de azi de la Piatra Neamț? Da. Unii au fost fericiți să mă întâlnească, mi-au urat succes, au fost chiar vizibil impresionați că, iată, în piață au dat peste mine. Nu se așteptau. Și alții m-au certat și au țipat cu trădatul țării la Bruxelles că nu mai pot să iasă din ce au auzit la Antena 3 ani de zile și nici măcar n-au stat să asculte, că am vrut să le explic, eu stau de vorbă cu oricine, mie nu mi-e frică să țipe cineva, de asta mă și duc. Sigur că vor fi și nemulțumiți de tine. Și aș fi vrut să stau de vorbă, să explic niște lucruri, dar nu prea am reușit cu unii dintre ei. Dar o să le spun acum, că poate sunt și alții interesați de acest lucru. E vorba de acea declarație pe care am făcut-o despre frauda la referendumul din 2012. 1. PSD nu e România. Hoțul de Dragnea și mincinosul de Ponta nu sunt România, pentru că în urne voturi ale morților nu le-au băgat românii cinstiți. Le-au băgat Dragnea și ai lor. Deci, ca atare, hai să nu suprapunem România cu PSD-ul sau cu Dragnea. 2. Toată lumea vede că Dragnea a fost trimis în judecată încă de 2 ani de zile pentru fraudă la referendum. Chiar acum câteva zile a fost un termen la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde au fost chemați cei 200 de oameni să spună e semnătura ta sau nu e semnătura ta. Pe cele două liste sau pe trei liste sau pe una. Unii au spus nu e semnătura mea, deci a semnat altcineva în locul lui, să zicem, da?
Deci există o fraudă. Nu mai spun că sunt și deja condamnări în aceste dosare. Cei care au recunoscut, inclusiv președinți de secții de votare, au fost deja condamnați. Sper ca asta să înceapă să-i oprească din a mai frauda votul, pentru că e cea mai urâtă formă de corupție să fraudezi votul unui om, să fraudezi voința noastră politică. Mai departe, din potrivă, eu am apărat România, pentru că în acel moment în Uniunea Europeană plana ideea că toți românii sunt hoți. Și atunci trebuie să spui foarte clar, nu toți românii sunt hoți. Hoți sunt ăștia care au băgat voturi în urne ale morților, de exemplu, da? Sau i-au pus pe alții să semneze în locul altora și așa mai departe. Din potrivă, am spus, în România sunt oameni cinstiți și vreau să spun că și cei care au votat pentru suspendarea președintelui Băsescu sunt oameni cinstiți, n-am nimic cu ei. Da, foarte bine, și-au exprimat dorința. Problema este să nu fie frauda votul, asta e tot. Apropo de fraudă, de toate lucrurile pe care, de toate temele pe care le abordați, aș vrea să ne spuneți ce le propuneți în fapt românilor, pentru că nici nu avem foarte mult timp la dispoziție și aici mă gândesc la decalogul pe care românii îl pot consulta pe site-ul dumneavoastră și în ultimul rând la sloganul. Acesta e sloganul și, de asemenea, Monica Macovei, președintele oamenilor și nu al partidelor, al oamenilor și nu al combinațiilor. Foarte pe scurt ce le propun în acel decalog, pe reforma clasei politice, reducerea cheltuielilor acestui parlament cu 580 de parlamentari la jumătate, pentru că sunt mulți oameni săraci în România, fiindcă România este în recesiune tehnică și nu putem susține un parlament bogat. Doi, sigur că trebuie să punem în aplicare referendumul cu 300 de parlamentari și cu o singură cameră. Cel cu 300 de parlamentari se poate face și prin lege, fiindcă nu scrie în Constituție numărul. Și voi insista pentru asta. Mai departe, votul electronic pentru românii din România și din diasporă. Da, și din România. El există în Belgia și în alte state din Europa. E securizat, e foarte ieftin după ce îl faci și nu poate fi fraudat. Și ca atare și aduce oamenii la vot. Vor putea vota tinerii din discotecă, din cluburi, de unde sunt, de pe telefon, pentru că e securizat și îți poți urmări și votul, da? Să fii sigur că a ajuns cum ai votat. Deci există, cumpărăm sistemul, gata făcut, nu trebuie să-l inventăm și îl aplicăm în România, să vedeți câtă lume va vota. Lumea pleacă în weekend, lumea pleacă în concedii, poate că nu are chef să iasă din casă, că plouă, că ninge, că nu știu ce, sau că e bolnavă, așa va putea pe telefon sau pe internet, pentru că foarte mulți au internet. Sigur, putem spune și prin corespondență, prin scrisori, cum se practică în Statele Unite. Important e să faci ca votul să fie ușor, să fie la îndemână, nu să te pună pe drumuri, ca să nu mai spun de români din străinătate. În Italia sunt mai puțin de 5 secții de votare, unde sunt milioane de români. Deci asta e bătaie de joc. Asta e bătaie de joc. Deci, practic, le spui, nu ne interesează de voi, nu vrem să votați. Și asta tocmai pentru că ei știu ce înseamnă viața, au educația muncii, știu cum trebuie să-i tratezi la administrație și n-ar vota în niciun caz cu cei care vor să ne țină tot în umbră și în necunoaștere și în sărăcie. Că sărăcia nu este un accident. Datorată corupției, hoției, făcută intenționat de clasa politică. Ce le veți garanta românilor dacă vă vor acorda votul pe 2 noiembrie? Că voi fi președintele oamenilor și primul lucru pe care am să-l fac este să cer și să iau măsuri ca banii furați de la noi prin evaziune fiscală, spălare de bani, prin toate aceste infracțiuni pe care le vedem, să se întoarcă la bugetul de stat și de acolo să fie folosiți pentru educație, sănătate, locuri de muncă, autostrăzi, ulițe, școli, copii, calculatoare, tot ce e nevoie în țara asta. Să știți că avem bani. Evaziunea fiscală era evaluată acum 2 ani de Banca Mondială la 50 de miliarde de euro. Vă dați seama câți bani? Numai jumătate, dacă luăm înapoi, putem face într-un an 800 de kilometri de autostradă. Într-un an. Prejudiciile de la DNA din ultimii 2 ani, în dosare cu condamnări definitive, unde inculpații au fost obligați să plătească ce au furat.
sunt 210 milioane și am făcut calculul ce putem face cu ei. Putem cumpăra peste 330 de avioane SMURT. Da? Peste 300 de grădinițe face și așa mai departe. Prejudiciu din ultimele 4 dosare, Siveco, Microsoft, retrocedările și Lucoilu, a ajuns la 800 de milioane de euro. Mărim alocațiile pentru copii la 70 de lei pentru fiecare copil cu acești bani. Nu era nevoie de acciz la benzină. Uite că sunt banii. Luăm un calculator la fiecare copil. Facem 150 de km de autostradă de munte, care e mult mai scumpă. Și așa mai departe. Deci toate astea se traduc în lucruri bune pentru noi, în ceea ce avem noi nevoie. Creștem pensiile, creștem salariile. Am făcut calculul. În fiecare an se duc pe corupție 25 de miliarde de euro. În 5 ani de mandat al unui președinte, 25 de miliarde. Deci lupta cu corupția nu e, cum să zic, este esențială, este vitală. Pentru că se pierd bani. 125 de miliarde în 5 ani de zile, vă dați seama ce înseamnă? Înseamnă PIB-ul României, pe care îl recuperăm. Avem bani să mărim salariile doctorilor, să le facem la nivel european, să nu mai plece tinerii, da? Avem bani să facem investiții, să creăm locuri de muncă în sectorul privat. Avem bani pentru educație, avem bani să refacem școlile de la țară cu WC-uri în curte, avem bani să le cumpărăm la copii ghiozdane, avem bani să punem electricitate în toate satele, avem bani pentru pensii, avem bani pentru tot, avem bani în România, asta vreau să spun, avem bani în România, se fură și nu sunt aduși înapoi. Deci eu am ca prioritate să aduc înapoi, pentru că altfel și activitatea DNA, pe care am creat-o și uite ce bine funcționează, nici activitatea DNA nu devine eficientă sub aspectul recuperării banilor. Da? Deci trebuie aduși banii înapoi și asta este prioritate. Și apoi distribuiți așa cum am spus, unde trebuie. Dincolo de acest deziderat, nu vă considerați o idealistă. Sunt convinsă că ați văzut și comentariile de pe pagina noastră de Facebook, unde sunteți foarte activă și aș sublinia faptul că aveți o campanie care se adresează în primul rând tinerilor și nu neapărat tinerilor, celor prezenți în mediul online. Nu credeți că vă veți lupta și cu mentalitățile? Doamnă, eu mă lupt de mult timp și de când am intrat în guvern din 2005, m-am luptat un guvern întreg de bărbați care îmi cereau să semnez documente, ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern ilegale. Și mă dădeau afară din guvern și le spuneam de ceva plec jumătate de oră afară, că tot ilegal rămâne. M-am luptat să fac DNA, să fac legea, să trec legea, să fac numirile. M-am luptat la conflictul de interese, m-am luptat la legea ANI, m-am luptat la legea finanțării partidelor, m-am tot luptat și de foarte multe ori am câștigat. Vedeți că toate acestea există. Sigur, legea finanțării partidelor a fost pe bucățile cele mai bune suspendată de Tăriceanu după ce am intrat în UE și altele. Da, deci mie nu mi-e frică să mă lupt și nu sunt idealistă. Cred că se poate, orice e imposibil până când se face. Când se face, vedem că s-a putut. Asta nu înseamnă idealism. Asta înseamnă să fii puternic, să fii determinat, să-ți urmărești obiectivul. Și eu asta fac. Apropo de determinare și de urmărirea obiectivelor, urmăream și eu aseară pe un post central faptul că s-au dat câteva rezultate de sondaje. Într-unul din ele sunteți deja pe locul 3. Cum comentați? Vă încarcă bateriile? Credeți în acest gen de... În 3 sondaje deja sunt pe locul 3. Și știam asta de mult timp. Alte partide au făcut aceste sondaje, dar n-aveau niciun interes să le facă publice. Sigur că da. Sunteți încrezătoare, nu? Sunt încrezătoare și uitați-vă la ce bugete au Iohannis și cu Ponta. Și apropo, trebuie să dea socoteală de unde au acești bani, să ne spună. Dacă ei știu de unde sunt acești bani, la Ponta mă întreb mai puțin, sunt sigur că știe, care toți baronii ăștia în spate, care, după cum am spus, nu torca Miorița să vină DNA să ia, ci se vor lupta să scape de DNA, dar îl întrebi pe domnul Iohannis, care ce că e cinstit, de unde sunt banii de campanie? Adică își pune această întrebare, știți de ce? Pentru că așa e șantajabil. Ajungi președinte și apoi te trag de mânecă. Ți-am dat bani de campanie, ți-am finanțat campania, te-am făcut președinte, ia vezi tu cu DNA-ul ăsta. Schimbă procurorii, unește-l cu altă instituție, schimbăm denumirea, că atunci e altă instituție și schimbăm procurorul șef. Eu am trecut prin asta. Guvernul Tăriceanu, până și Opera Română
a trecut prin asta, fiindcă ministrul culturii vrea să schimbe directorul, dar nu putea că era angajat prin concurs. Atunci a venit cu o hotărâre în ședința de guvern și a zis schimbăm denumirea Operei Române. Nu mai e Opera Națională, e Opera, nu știu cum, din București. Da? Și ca atare altă instituție. Nu e aceeași instituție, pentru Dumnezeu i-am spus. Zice, nu e altă instituție, că i-am schimbat denumirea, toată lumea e dat afară automat, acum angajez eu. Deci trucuri din astea, da? Cu trucuri din astea o să meargă mai departe. De asta le spun candidaților care susțin că sunt cinstiți. Mai ales că Ponta și Iohannis sunt unul la unul la outdoor, la panotaj afară. Îi vedem împreună, da? De unde sunt banii? Apropo, dumneavoastră, cum v-ați finanțat campania? Cel mai transparent și am cei mai puțini bani. Și toți banii sunt pe site, pe Facebook și donațiile acolo se fac. Nu avem bani de meșuri, de panotaj exterior, foarte, foarte puțini. Și ca atare facem o campanie online și asta costă, Google-ul costă, de exemplu. Dar altfel... toți cei care lucrează pentru mine și cu mine sunt voluntari și le mulțumesc încă o dată. Companiile de comunicare, regizori de film, fotografi, cei care fac video, companiile de IT, toți cei care fac aceste filmulețe minunate, jocurile, toată lumea lucrează gratis din credință, toată partea creativă. Am foarte mulți arhitecți lângă mine. Am și foarte mulți pensionari, să știți. Am foarte mulți tineri și studenți. Când au auzit de votul electronic, au nebunit de plăcere, da? Pentru că vor să voteze. Da, uite, nu se duc. E un drept câștigat. Da, și e un drept câștigat, exact. Și multe altele. Au spus, dacă ești președinte, nu mai plec din țară. Foarte mulți mi-au spus asta. Și cred că veți mai auzi până la finalul campaniei și această replică. Ne grăbim și aș vrea să vă citesc. Spuneați dumneavoastră, criza României este una morală. Se minte, se fură, se înjură, se manipulează. Voi insista să reintroducem un limbaj civilizat în dezbaterea politică și în discursul public din România. Cum veți reuși să faceți acest lucru? Prin mine. Voi fi un model pentru ceilalți politicieni. Discursul meu va fi așa. Serios, ferm, corect, fără să jignesc pe nimeni, dar să spun adevărul și să ridic cartonașul galben sau roșu atunci când se încalcă legea. Ne despărțim de limbajul de lemn al comunismului, în care vorbim mult și nu spunem nimic, sau mințim, și de limbajul golănesc al tranziției, de care avem parte de 25 de ani. Nu în ultimul rând, vreau să reamintim celor care ne urmăresc că ați impus la nivel european confiscarea extinsă a averilor obținute ilegal și susțineți că trebuie verificate toate privatizările din ultimii 25 de ani. Aveți nevoie de instrumente, aș spune eu. Cum veți reuși? Voi cere aceste lucruri la parchete, să fac aceste verificări și acolo unde se poate să ne recuperăm și banii. Trebuie să vrei, să știți că trebuie să vrei. Eu am vrut să fac DNA. Și am reușit, da, asta spun, trebuie să existe voința politică. Voi vorbi tot timpul cu oamenii, le voi spune tot timpul. Uite, de exemplu, mă gândeam să le spun, să am un grup de 20 de oameni la Cotroceni care să lucreze numai pe asta. Săptămâna viitoare, pe agenda Parlamentului sau a Guvernului, sunt aceste legi. Ia, voi cum vreți să voteze parlamentarul vostru acolo pe care l-ați ales? Scrieți-i. Vreți să voteze așa sau altfel, sau la ridicarea imunității, sau la ceva legat de educație sau de sănătate. Vorbiți cu parlamentarii, pentru că și ei sunt angajații voștri. Spuneți-le ce vreți. Eu în Parlamentul European primesc scrisori de la europeni, mai puțin de la români și de la români, dar foarte multe, sute, mii, de la europeni, din toate statele Uniunii Europene, care îmi cer cum să votez și îmi spun, acolo votează așa la paragraful ăla, acolo așa, acolo așa. Hai să fim și noi activi, să le cerem politicienilor acest lucru. Și de asta spun, dacă ei nu știu ce se votează săptămâna viitoare și n-au timp, sunt obosiți, au de muncă, înțeleg, atunci le voi spune, voi și eu și le voi transmite. Și ei să le spună parlamentarilor cum să voteze. Ultima întrebare, pentru că sunteți presată de timp și trebuie să ajungeți și în alt județ. Doamna Monica Macovei, ar trebui și pe noi ca români să ne intereseze politica externă, nu doar pe președintele României. Cum vedeți în acest context, dacă veți ieși, veți deveni președintele României, situația și legăturile cu Statele Unite, evident cu Rusia, că suntem într-o zonă de conflict?
Eu când voi fi președintele României, voi menține și voi întări parteneriatul strategic cu Statele Unite și NATO. Pentru că acestea sunt, cum să spun, punctele fixe din univers care ne apără și cu Uniunea Europeană, dar să nu uităm că aici nu există o armată, aici există 28 de state membre, unor interesele sunt diferite sau chiar contrarii și ca atare sprijinul major este pe relația cu Statele Unite și cu NATO, repet, NATO având o forță militară, da? Și ne ajută. Desigur, nu trebuie să stăm să vină NATO să ne apere și noi să nu facem nimic ca unii la inundații care stau și soldații scot din casă apa cu gălețile. Și noi trebuie să refacem măcar o parte din industria de apărare a țării, care a fost distrusă, la fel ca multe alte industrii. Asta este foarte clar. Cu Rusia și cu China putem avea afaceri comerciale și avem afaceri culturale, relații culturale, dar nu politice. Pentru noi, aliații noștri politici trebuie să fie cei din vest. Cei din vest, nu cei din est. Românii nu mai vor sub ruși. Nici eu nu mai vreau sub ruși. Nici românii nu mai vor sub ruși. Am văzut cum este. Nu vrem nici cu Partidul Comunist Chinez, pentru Dumnezeu. Politic vorbesc. De asta spun că independența energetică a României este o problemă de siguranță națională și sunt foarte supărată că reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă se fac companii din China și deja au primit și informații confidențiale despre aceste reactoare. Ori independența energetică decide independența politică. Nu-mi dau secretele mele energetice, vitale pentru independența mea politică, nu le dau unor companii care nu sunt din state aliate. Deci dacă facem 3 și 4 la Cernavodă sau alte centrale nucleare sau exploatăm gazul și țițeiul din Marea Neagră, o facem cu companii românești sau și cu companii, dar din state aliate. Nu ne dăm secretele unor state cu care nu suntem aliate politic, unor state în care există dictatură. Aș vrea să închem dialogul nostru și aș vrea să le oferiți, să le transmiteți nemțenilor, pietrenilor, tuturor celor care vor privi acest interviu, câteva gânduri. Cuvântul vă aparține. Mulțumesc. Votați, le transmit ca tuturor românilor, haideți să transformăm împreună România, pentru că se poate. Deci numai cine spune că nu se poate și va sta acasă și nu va vota, va avea de pierdut. Mergeți la vot pentru că cu cât ieși mai mulți, cu atât micșorăm frauda lor, că oricum va fi fraudă, și cu atât schimbăm mai repede clasa politică, nu poate să-i schimbă numai DNA. Ieșiți la vot, ieșiți la vot. Și aș mai vrea să vă spun ceva. Votați în primul tur cu candidatul în care credeți, cu candidatul pe care îl iubiți și în al cărui program credeți, cu candidatul onest, neșantajabil, Monica Macovei. Turul întâi e votul cu inima. Abia în turul 2 se pune problema votului util. Deci, la vot, în primul tur, cu Monica. Doamna Monica Macovei, eu vă doresc succes în alegeri și putere, pentru că aveți nevoie și știu că mai aveți de străbătut și alte județe. Vă mulțumesc că ați fost prezentă la Piatra Neamț, în județul Neamț, și că am avut ocazia să stăm de vorbă. Succes mult! Și eu vă mulțumesc!